seara și bine v-am găsit, dragii mei! Magia plutește în aer, iar magia cu adevărat se întâmplă acasă, în familie, alături de cei dragi, acolo unde este întreg universul creat de el și de ea, alături de copiilor. Ador la nebunie oamenii care reușesc să iasă din tipare, oamenii care își creează propria lor filosofie de viață, oameni care își cresc liber copii și pe care mai puțin îi interesează gura lumii și părerea celorlalți. Familia care este astăzi prezentă în studioul de la O Seară în Familie este nonconformistă, este liberă în acțiune și în gândire, este o familie care, știu eu, nu din auzite, nu prea ascultă de gura lumii și care au ales să-și crească copiii după propria lor carte. Ce scrie în această carte, cum au ajuns la această concluzie și de ce ei se merită unul pe celălalt, o să aflăm în această seară. E vorba de familia Iefros, care au trei copii minunați, eu ar zice doi fotbaliști și o prințesă. Bună seara, dragii mei! E vorba de Sabina și de Cristian și să văd dacă țin minte numele voastre. El e Jesus, el e Ronald și ea e... Siena. Eu înțeleg când unul din familie e țăcănit, nu? La modul frumos. Dar când ambii sunt așa, cum e atât să ajungi că se naște acasă? Nici trebuie să-ți treacă prin cap. Deci mi se părea un pic absurd ideea. Băi, ce era în capul tău? Ești probabil unicul copil din Republica Moldova care și-a văzut surioara cum se naște. Dar noi creștem oamenii ca roboți. I-am pus pe scaun. Este vreo profesie care poți să spui că... Da, profesia asta. Noi în Moldova așa e nivel la toate profesiile. E un drog, fotbalul. Poate fi normal, e ceva. Acum, dacă e să dăm cu cărțile pe față, Cristian este antrenor de fotbal. Întrebam dacă ai vreo legătură cu marele Petru Iefros, pe care îl știi cumva o țară întreagă, și Sabina a zis, păi e chiar de acolo, e mlădița mai tânără. Petru Iefros este fost jucător, antrenor și agent FIFA din Republica Moldova, îl cunoaște o țară întreagă și nu putea surci ca să sară mai departe decât să faci fotbal la viața ta și să antrenezi generații frumoase de copii și numele astea de băieți de acolo se trag probabil. Jesus, cine e Jesus? De unde numele ăsta? Din Spania, de la jucătorul Jesus Navas. E un jucător bun? Da. Cât costă el? Că pe voi asta vă interesează, cu cât se vând și cu cât se cumpără jucătorii. Da. Costă mult, nu? Da, mult. Vrei să ajungi ca și el? Da. La ce club joacă? Acum la Sevilla, da? Sevilla, da. Dar Ronald de unde vine? Eu am zis Ronaldo și mi-a zis Sabina că noi îi spunem Ronald. Ronald, ca tare, nu știu, l-avusem pregătit, ne plăcea că sună foarte bărbătește, deci au fost și președinți în America cu numele acesta de Ronald și sună atât de bărbătește, atât de puternic și ne-am gândit că următorul băiat îl vom numi așa, deci era la fel un nume pregătit. Hai, spuneți voi altfel, că de la Cristiano Ronaldo, nu? Spune Roni, spune. Și cumva noi ziceam că el e Ronald și tata e Cristian și e un fel de Cristiano, e Ronaldo lui Cristiano. Da, Cristiano, așa o coincidență, da. Atunci când am zis că sunteți oamenii ieșiți din limitele tiparului, nu am dat detalii și probabil să întreabă lumea de ce v-am catalogat așa, voi sunteți vegetarieni. Ceea ce cumva deja iese de pe fix, spun lucrul ăsta pentru că am și o rudă care își cresc copiii doar pe mâncare vegetală și ori de câte ori ne întâlnim cu neamurile la masă, hai ia o bucată de carne, ei, dar și nu mănânci carne, deci eu știu cum se simt verișorii mei când aud asemenea text și mai e ceva. Bunica zice, ia o pârjoală, că e bună, de ce nu dai nepotului pârjoale, că eu v-am crescut cu pârjoale și slavă Domnului. Știu că aveți provocările astea și cumva a trebuit să depășiți, deci ieșiți din normal. Noi am mai avut o discuție în acest studio, dar nu am reușit cumva să deschidem tare parantezele, că erau mai multe mămiși la discuție. Până la urmă, prințesa voastră s-a născut acasă, deci Siena este născută acasă, dar o să vorbim ceva mai încolo despre asta. Și tot mi se pare tare deosebit. În plus, sunteți oamenii care nu sunteți legați neapărat de un loc anume, nu vă treziți dimineața și nu mergeți la școală. Și eu zic, wow! Spune-mi altceva.
Meseria de fotbalist pentru Republica Moldova este la fel de ne, cum să zic eu, ok, dar ce lucrezi, știi? Vorba aia cu actorii, cântăreții și alte meserii. Fotbalul e cam tot pe aici. Nu te supăra, dar încă nu am crescut niciun Ronaldo în țara asta și cumva mă uit și la toate meciurile de fotbal. Cam și doi fotbaliști acasă. Da, dar treaba e că la noi Moldova, da. Cer scuze, tânăr. Băi, este vreo profesie care poți să spui că, da, profesia asta. Noi Moldova așa e nivelul la toate profesiile. Ce profesie? Băi, ești doctor. Păi, doctor, îmi pare rău că ești doctor. Îmi pare rău că ești... Exact, dar știi cum spui că mamă mă mărit cu un doctor, e ok, știi? Mai pune cineva în buzunar după fiecare consultație și cumva e ok. Și dacă ești un doctor bun, stă rândul la ușă, știi? Atunci când Sabina s-a dus acasă la mama și la tată, știu ne ca fiică, am înțeles, că e unui copil la părinți și ai zis că te întâlnești cu un fotbalist. Sincer, care a fost reacția părinților? E ok, niciodată nu am intervenit cu părerea, adică dacă am hotărât eu, înseamnă că... Mie mi se pare exact ca și carierul unui model, știi, în cazul fetelor. Ok, ești model până la 20-22, trebuie iar să te reprofilezi, să-ți cauți altă meserie, să deschizi o agenție cumva, pentru că nu prea ești pe podium. Acum se încearcă cumva să se pedaleze că poți să ieși la 50 de ani, și... dar... În mediul fotbalul, podiumul, e cam pe aceeași linie merge. Și oricum, cred că se percepea și el un fotbalist de perspectivă, dacă nu momentul acesta cu... De asta și am zis, ați suferit împreună, pentru că atunci când vrei să urci pe culmele Olimpului, e... Da. În special, e tare dureros. A avut interacțiuni cu cluburi foarte, unele și legendare și hai, de fiecare dată când ne amintim. De fiecare dată când ne amintim, iată, băi, dar tu ai fost și acolo, și acolo. A călătorit mai că toată Europa. Deci, am avut și ofert la cluburi care acum parcă regret sau circunstanțe în care nu s-a primit să semnesc cu acele cluburi când s-au implicat și alți impresari. Și acum parcă așa este un regret, unele decizii care le-am luat, dar nu cred că e foarte bine să mă gândesc prea mult la asta și mă trebuie să duc să lăs asta în trecut. Ce rol a jucat tatăl tău în toată povestea asta? Da, el a suferit la rând cu tine? Foarte mult. Pentru el este, să spunem așa, este și un vis de-a lui să-mi îndeplinesc eu visul. Este un om care iubește foarte mult fotbal și m-a susținut mereu ce e legat de fotbal. Mereu a fost cu mine și m-a ajutat, mi-a dat oportunități. Spune acum sincer, te gândești ca băieții tăi să te depășească și să facă ce n-a reușit? Normal, asta e scop. Dacă nu mai depășesc, nici mai bine să nu înceapă treaba asta. Aoleu, păi tu ridici foarte sus ștacheta. Îți dai seama ce presiune pui acum pe ei? Nu pun presiune. Și tata și bunicul bănuiesc. Nu, totodată mereu dăm copiilor propria alegere. Deci vrei să, nu știu, să coși încălțăminte. Tu vezi cât de sus vor ei să urce? Da. Perfect, dar s-o faci cu toată dragostea și să te dedici. Deci să alegi meseria, să alegi ceva ce vei face cu toată dăruirea. Toată dăruirea. Asta este. Ce vrei să devii când o să fie mare? Știi? Toți oamenii mari asta întreabă copiii, de fapt. Fotbalist. Unde? Te vezi undeva? La un campionat mondial? În Anglia, în Spania sau în Italia. Oh, de ce? Acolo sunt cele mai bune cluburi? Da. În Anglia îmi place Manchester City, în Italia Inter Milano și în Spania Barcelona. Mm. Ce poziție ocupi tu pe teren? Până când la antrenamentele mele pe mine mă pun pe dreapta atacant. A, deci atacant, dai bine cu piciorul drept sau poți și cu stângul? Și cu stângul un piculeț câteodată mai dau, dar sunt dreptaci. Tata vine la antrenamentele tale? Îl primești să stea acolo după gard și să strige? Nu, până când bunela meu, că bunela meu trăiește lângă... Deci bunela e bodyguardul tău când ești la fotbal. Dar...
Eu am zis că pressing-ul e din două părți și n-am greșit. Nu, el a fost și antrenor o perioadă, deci a antrenat grupa lui de copii împreună cu Ronald și a fost o perioadă când a fost direct. Da, cu Letonia, da, chiar și noi și pe lângă antrenamentele cu echipa, normal că mergeam cu ei dimineața, mergeam să facem antrenamente. Sabina, ai treabă cu sportul? Mergi la sală? Îți place sportul? Alergi? Maratoane? Nu știu, bine, arăți ca o vrăbiuță, asta e... Asta tot alimentația, nu știu, genetica să dăm pe asta. Eu am o relație instabilă cu sportul, deci maximum ce făceam, aerobică până să-l întâlnesc, apoi deja iată cu copii, cu sarcinile, cu nașterile, cu rutina asta. Tot mă străduiesc să încep din când în când să fac singură yoga, stretching, ceva, mișcare, dar nu am o stabilitate și mi-ar plăcea să mă dezvolt. Asta este un obiectiv. Știi de ce zic? Pentru că sportivii întotdeauna au un regim, da? Trezirea, ora de antrenament e sfântă, culcarea la o oră rezonabilă. Nu știu dacă acum mai e așa în familia ta, dar da, când ai fost adolescent, cu siguranță aveam atunci strict. Un scop clar și concret. Asta e, era mult mai simplu să trăiesc atunci. Era scopul simplu, vreau să ajung sus, vreau să devin cât mai bun fotbalist, asta, știu ce trebuie să fac, fac asta, 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 asta și faci un regim, îți faci... Te antrenezi cât de mult e posibil, dormi de mult e posibil, cât mai la timp, e foarte simplu. Acum nu am un scop, spun că fizic, la moment, dar mă străduiesc să mă mențin în formă, fac exerciții, iată cu băieții, au și un program, fac, se străduie cel puțin 4 ori pe săptămână să fac un set de exerciții. Și... Dar la fotbal de câte ori mergeți, de 3 sau de 4? De 3 ori pe săptămână. Și vii obosit de acolo? Cine mai te obosește, tu sau Ronald? Până când, nu știu, amândoi. Veniți obosiți, da? Sau mai aveți chef să vă jucați și acasă? Obosiți. Obosiți? Poate și ne mai jucăm acasă câteodată. Jonglați. Jonglăm în casă. Uite, Cristian a zis ceva care mi se pare atât de important, atâta timp cât aveam scopuri. Era totul foarte simplu, pentru că știam unde să merg și aveai cărarea. Cumva o vedeai sau vedeai lumina de la capătul tunelului. Ce scopuri aveți acum? E tare greu să trăiești fără scopuri fixe, dar tare greu e să le găsești pe alea care cu adevărat te motivează. Că scopul la vară să merg la mare cumva nu mi se pare atât de relevant, știi? Da, ne-am obișnuit să gândim cu gânduri mari și e normal că să ne... Bine, ok, eu sunt antrenor, am o profesie, nu pot să spun că e foarte stabilă și normal că îmi pun și scopuri în afara profesiei acestea. Ca în antreprenoriat, de exemplu, studiez calea asta, aș vrea să fac antreprenoriat, imobiliare. Vrei să mergi la mamă singur? Și normal că într-una mă informez, citesc, ascult informație și studiez totul posibil să mă readaptez în viața asta, nu neapărat să fie doar fotbal. În fotbal, da, mai este impresariat, antrenoriat, asta e, scopurile, da, sunt ok, sunt clare, dar nu e foarte stabil și nu mereu depinde de, însăși de tine acolo. Mai merge norocul, circunstanțele, alți oameni, dar nu e totul mâinile tale în fotbal, așa e un pic chestia. Dar scopul vostru cel mare este cumva să ajungă flăcăi ăștia doi foarte sus în fotbal, nu? Da. Să ajungă împliniți în ceea ce fac, să-și găsească drumul. Asta e, nu... Sabina, la ce vârstă sunt copiii unul de celălalt? Între ei este, între băieții, e diferența de 2 ani și o lună și deja între Ronald și Siena de 2 ani și 9 luni. Oricum e mică diferența dintre 3 copii. Da, destul de... A fost planificate sarcinele? Ați știut că vreți 3 copii? Da, ba chiar voiam să fie cât mai mică diferența între copii. Nu știu, mi se părea și mi se pare în continuu foarte bine când copiii sunt de vârstă apropiați. Deci este cumva, când ajung la o vârstă anumită, diferența asta se șterge și... De aceeași lungime de undă. Da, într-adevăr, simțim asta și...
Da, așa a fost. Dar îmi dați seama că meseria ta cea mai importantă a fost meseria de mamă, sau este meseria de mamă. Da, a fost și ai dedicat total educației și creșterii copiilor. Și atunci când ziceam că voi cumva aveți un mod de educație mai netradițional, eu aș vrea să vorbim un pic despre asta. Ce este cel mai important atunci când crești un copil? Scopul, cred că doar a noastră, a fiecărui părinte, este în primul rând să observă potențialul fiecărui copil, da? Cum nu ar putea fi, toate animalele judecate după cum se urcă în copac. Elefantul nu se poate urca în copac. Sau, nu știu. Adică fiecare este diferit. Fiecare este diferit și trebuie să fim foarte atenți la ce fiecare, ce potențial are și să-l dezvoltăm în direcția asta. De asta și noi alegem mai mult timp să petrecem cu ei, să educăm noi, că să acordăm timp anume specializat. Pentru că ei să-și aleagă direcția lor de educație, decât noi să-i forțăm, nu vrem să forțăm nimic. Fotbal este fotbal, este sport și este necesar. Și este și o distracție până la urmă. Și o distracție, da, vrem să fie, cum se spune, da, vrem să fie asta ca o distracție, nu ca ceva, că trebuie să merg la fotbal, nu vrem să facem din fotbal o muncă de la vârsta asta, o să reușească. Vreau să vorbim despre legătura voastră cu natura. Data trecută atât de frumos ai povestit despre starea pe care o simți atunci când ești în natură, că eu am rămas impresionat și am zis eu o să revin cumva la subiectul ăsta. Da, eu am simțit această stare, anume în ultima sarcină, pentru că probabil atunci eram în cea mai mare conexiune cu corpul meu. Într-atât de mult încercam să mă aud, pentru că efectiv trebuia să mă hotărăsc cum nasc, ce vreau, cum îmi place. Și atât de mult m-am scufundat în starea asta, încât, da, uite, simțeam niște dorințe, că vreau să merg în pădure, să miros țărâna. Da, anume când e umedă. Și mergeam și făceam și după asta așa o împlinire. Sau voiam să-mi pun picioarele în glod. Și da, trebuia să mintesc ceva sau să miros iarbă tunsă. Deci, da, anume în acel moment. Mi-ai zis că atunci când te pregăteai de ultima sarcină, eu nu știu dacă cineva, bine, unii au văzut emisiunea trecută, alții nu, dar aș vrea un pic să vorbim despre asta. Ultima sarcină a fost o naștere acasă, cu soțul și ceilalți doi flăcăi care s-au născut la maternitate, în condiții obișnuite pentru toate mamele din Republica Moldova. Acum spune-mi de ce ultima naștere te-ai gândit, pentru că te-ai pregătit cumva de asta. Cum a venit ideea că nu mergi la maternitate? A fost traumatizant și prima dată și a doua dată. Deci nașteri naturale? Vaginale, eu aș spune, pentru că au fost cu toate stimulările. Naturală e ultima, după tine. Da, da. Voiam să înțeleg de ce se întâmplă asta, pentru că scenariul era practic același. Și prima dată și a doua dată mi se oprea la aceeași deschidere. Nu mai mergea și cam de fiecare dată ajungeam să mi se spună că, uite, dacă nu îți facem cezareană, și de fiecare dată apăsat pe burtă, vacuum, deci tot absolut ce era posibil foloseau. Și a fost, s-a vrâns așa un pic ușor. De ce? De fiecare dată e tot aceeași. Că am schimbat și medicul, am schimbat și maternitatea. Credeam că o să mă ajute, că o să merg la o maternitate nouă, frumoasă și modernă. Dar nici acolo nu am ies. Care totuși ideea? Am început să mă informez despre cum are loc, de fapt, procesul fiziologic. Pentru că ne-am dat seama că nu m-am pregătit suficient nici pentru prima sarcină, nici pentru a doua. Cu toate că mergeam la școala mamei, care era la instituția medicală unde mergeam la control, dar nu era despre ceea ce trebuie să știu. Cristian a fost din start de acord cu tine? Voi erați pe aceeași lungime de undă sau a trebuit cineva pe cineva să convingă? E o mare responsabilitate, m-am zis și atunci și vă zic și acum. La celelalte naștere ai participat? Ai asistat la băieți? Ai stat în sala de nașteri? Mi-am dorit să asist, dar mi s-a promis că e posibil și pe urmă când am venit, dar
ce să mai caut și asta? Ce a zis? Da, de fiecare dată înainte de expoziție, deci când efectiv ziceam, chemați-mi, vă rog, soțul, așa înțelegeam după mimică că mai bine nu trebuie, ba chiar am primit și replici, gen, acum și o să trebuiască să-l, să-i dau și lui valeriană ca să nu leșine. Și în momentul acela așa simțeam că o să creeze disconfort medicului și poate medicul din această cauză o să aibă atârnare față de mine mai puțin frumoasă. Și deja ziceam și eu, hai, așteaptă-mă după. Dar la ultima căutam informații, împărtășeam unul cu altul ce mai găseam și căutam condiții în maternitate. Deci nu a fost inițial ideea să nasc acasă. Ba chiar mă gândeam ulterior, înainte de asta anterior, că nu știu cum e de să ajungi că să naște acasă, nu ce trebuie să-ți treacă prin cap. Deci mi se părea un pic absurd ideea. Dar când am înțeles probabil care sunt factorii care îmi influențeau mereu starea, deci efectiv îmi făceau un... A fost starea psihoemoțională? Da, deci nașterea este ghidată de hormoni și orice intervine și te dezechilibrează, gata. Începem de la zero, dar poți să nu mai începi, poți să te blochezi și cum era în cazul meu. Și sunt niște condiții, nu degeaba animalele se duc și nasc singure să nu le vadă, deci efectiv femeia are nevoie de semintuniere, de intimitate, de liniște, fără întrebări și... A fost în baie, în apă sau nu? Da. Ok. Și când am înțeles că eu vreau liniște, vreau semi-întuneric, vreau potențial acadă în care eu dacă voi vrea să mă pot urca și să petrec travaliu și chiar să nasc acolo, am început să analizez care dintre maternități din Moldova mi oferă această condiție. Nici care. Am început să investigăm și ce este cu maternitățile prin împrejurime, deci Ucraina, România. Am analizat și așa variante, dar ne-am gândit... Nu... Deci voi, la acea etapă, ați avut un scop foarte bine stabilit, apropo de scopuri. Voiam să nasc așa cum eu vreau, iată, pentru că e posibil. Ok, cada ta de acasă era o cadă adaptată? Sau o cadă tipică? Cadă, da, o cadă, dar lărguță, așa. Și apoi când ne gândeam că sau facem drumul lung în altă țară și nasc acolo la maternitate, dar asta este epuizant. Cu copii în al treilea trimestru. Și costisitor cumva. Da, să te acomodezi, să cauți o casă, să te acomodezi cu casa, să se acomodeze toți copiii. Dura. Mi s-a părut complicat. Și într-un moment chiar el mi-a zis, dar nu ți se pare că totuși putem să cea mai potrivită... Știau părinții despre decizia voastră sau nu? Nu, că nu v-ar fi lăsat. Nu, nimeni nu știa. Deci cumva Cristian și-a asumat cel mai greu rol din viața lui, pentru că el și-a asumat până la urmă toată responsabilitatea. Să nu sune pe nimeni, să nu-i spună mamei tale, să nu-i spună mamei lui, să nu spună nimănui, să învețe cum se primește nașterea. Ai mai văzut vreodată așa ceva? Da. Cum te-ai documentat? Cum ai învățat? Da, am învățat împreună cu Sabina, ne-am documentat, ne-am informat. De pe rețele, nu știu, adică de pe internet? Am studiat doar informația gratuită, care este disponibilă pentru toți. Deci nu am făcut niciun curs. E adevărat că au fost videouri pe care le-ați privit împreună cu băieții? E sigur, este plin internetul cu videouri cu nașteri frumoase, deci unde este așa o atmosferă blândă, o sărbătoare adevărată și, într-adevăr, consider că în așa o situație copiii tot trebuie să fie pregătiți. Dacă se trezesc noaptea sau dacă are loc nașterea ziua, dacă ca în cazul nostru vrea singur omul să participe. Și în acest moment, da, copilul la fel trebuie să fie pregătit pentru ca el să știe că, uite, femeia care naște poate să se simtă distrasă, să fie pe altă planetă, să nu reacționeze, poate să scoată diferite sunete, poate... Deci
Da, trebuie să fie pregătit de asta și... Iisus, crede-mă că ești probabil unicul copil din Republica Moldova care și-a văzut surioara cum se naște. Eu nu cred că mai sunt copii care au avut ocazia să asiste la așa ceva. E o poveste foarte interesantă, pe care dacă o să o ții minte când vei fi mare și o să o povestești copiilor tăi, o să fie la nivel de film documentar, dacă vreți un fel de science fiction moldovenesc. Da, eu zic că soția lui este norocoasă, pentru că deja în natura lui, deci în imaginea lui de o naștere, deja o să fie... Vreți că nu e traumatizant pentru copii. Mie mi se pare și pentru un soț care își vede soția cum naște ca și proces deja în sala de naștere, nu perioada travaliului, e destul de traumatizant pentru unii bărbați. Acum noi vorbim de doi copii care erau foarte mici. Păi iată, cât avea Ronald? Ronald 2 ani și 9. Păi 2 iată, și el aproape 5, nu? Plus da, minus. 4 și 10 avea. Păi iată pot să zic că în sala de naștere, iată clasica sala de naștere, poate să fie traumatizant și pentru un bărbat pregătit, pentru că într-adevăr, iată, acolo trebuie un psihic. Dar nu e frumos procesul ăsta, dă-mi voie să zic. Nu mi se pare, la maternitate, este, știi cum... E spital, maternitate e făcut în spital. Adică spital, unde se nasc oamenii. Oamenii mai des, logic, se tratează să nu moară sau moară în spital, dar nu trebuie să se nască în spital. Nu trebuie să fie altceva decât un spital unde se nasc oameni. Acasă, într-adevăr, are loc în absolut altă atmosferă. Deci era lumina asta, aveam o lumină roșie frumoasă, mirosea frumoasă. Era apa bănuiesc că n-a fost sterilizată, a fost apă de robinet, nu? Desigur, evident. Ok, deci nu e cu scutecele alea care le calci 10 minute și fie de apa și deodată se acomodează cu flora întregii familii. Deci este ceva normal, pentru că tot acolo o să trăiască, nu o să trăiască în spital și nu trebuie să cunoască microbiul. Se tremurau mâinile când ai luat-o pe Siena? Nu, eram foarte sigur, mă așteptam, știam ce așteptări o să am. Nu era o surpriză pentru mine. Nu era rămas cordonul ăla umbilical mai mult timp, așa cum se vorbește acum, că nu trebuie tăiat deodată, pentru ca toate celulele stem să ajungă unde trebuie? Da, desigur, l-am ținut cât e necesar. Dacă tu percepi asta pozitiv, copiii la fel o să perceapă asta. Durerile mai mici? A trecut travaliul mai ușor dacă erai acasă cu membrii familiei? Desigur, pe mine dacă mă întrebau amicele mele la prima naștere, cu ce seamănă? Și eu ziceam că... simt că mor, iată, și moarte calcă. Mă așteptam și eu la a treia naștere. Mă așteptam realistă, deci nu am mers cu ideea că o să fie unicorn. Și, m-am pregătit așa, că va fi greu, va fi o perioadă în care poate voi dori să renunț și am să rog să mă duc la maternitate. Și, deci, diferite scenarii. Dar, până la urmă, însă și acest fapt că nu ești deranjată, că ești lăsată, că corpul face ce știe el, condus de hormoni, care trebuie, în mod natural, să fie și nimeni să nu dezechilibreze acest proces. Însă și tot asta ajuta să simți, nici nu pot zic durerile, senzațiile astea. Te simțeai eroina propriei tale povești. Simțeam, știi, foarte destul de ok, adică mai era încă unde să fie mai... Mai doriți copii acum? Mai vreți să repetați această experiență? Această experiență aș vrea să o repet, dar trebuie că e simplu doar să fii gravidă și să naști. Și greul abia începe. Apoi și iată asta, nu știu dacă mai avea ocazia să trecem prin asta, vom fi foarte fericiți, dar nu este un scop deocamdată. Ok, cum au reacționat părinții la câteva ore după, da? Cum a fost? Ați telefonat și a zis totul e ok? Veniți și o vedeți pe Siena care e acasă? Noi am trimis un selfie la toți pe grup. Și era foarte evident, deci ținem un copil nou născut și suntem pe fonul pereților noștri din casă. Și cine a reacționat mai adecvat? Cine mai puțin? Cine te-a certat cel mai tare?
pentru că ești responsabilă, pentru că ai hotărât pentru copilul tău, nu? Că noi așa zicem de obicei. Băi, ce era în capul tău? Mi-a certat clar că cel mai mult socru, evident, pentru că... E autoritatea supremă acolo. Și pentru că sora lui a fost lucrător medical din maternitate și, clar, când a aflat, i-a spus cele mai strașnice scenarii ce putea să întâmple. Și el, da, și el foarte speriat. Oricum dacă, sunteți tare curajoși. Mi-a zis că dacă mai naști, dacă mai știu, iată că umble gravidă și mai o să stau cu ambulanța sub ușa ta din primul trimestru, zic ei. Cum a apărut vegetarianismul în viața voastră? Până la Siena, după, de la început? Tu vii de la țară, unde se creșteau probabil găini și porc. Nu, eu vin de la oraș, sunt de la Leova. Aha. Și am trăit la bloc, dar am avut experiență de țară cu găini și cu porci la bunica mea, de cealaltă parte a Nistrului care locuia. Însă și treaba cu alimentația vegetală a venit din purul interes de a fi la, nu știu, la curent cu studii despre alimentație. Deci voiam să investim în sănătatea. Erau deja copii? Da, deja era născut Ronald, eu îl alăptam și iată în timpul alăptării lui Ronald am trecut, deci am început să excludem treptat carnea, ou. Voi nu mâncați nici pește, nici brânzeturi? Explicați-mi, știi că e vegan, vegetarian? Să zic așa, a fost, cred că toți așa, prima perioadă e cel mai strict, așa, iată, asta e regula. Apoi vine, știi, deja așa, o conștientizare, că dacă se întâmplă în, nu știu, în vacanță, în ospeție sau... nu e nimic grav, nu schimbă însăși percepția noastră despre cum trebuie să arate un meniu echilibrat, pentru că acasă tot asta respectăm. Deci acasă. Ok, cum trebuie să arate un meniu echilibrat? Mă străduiesc mereu în capul meu, asta era și la alimentația clasică, deci treaba e că ne străduiam să mâncăm sănătos, nu a venit doar când am început să mâncăm vegetal. Mereu, el fiind sportiv, îmi zicea, trebuie să fie proteină, trebuie să fie... Ok, și proteină luăm din carne, bărbații în general sunt carnivori. Bărbații mei de acasă, dacă nu au carne în farfurie, dacă borșul nu are o bucată de carne, învârt cu polonicul și nu mai mănâncă. Dar dacă luăm așa din mulți, mulți ani din existența omenirii, oamenii au mâncat carne, dar... De câte ori am mâncat? O dată în 3 luni când prindeau ceva. În rest, oamenii, mare parte, consumă vegetal. 3 luni, 2 luni până prind ceva, o pradă și ca un deliciu special. Asta e rar. Dar ce se întâmplă în societatea noastră modernă? Carne, carne, carne în fiecare zi. Și se acumulează și toxinele astea din carne. Nu e chiar bine. E sănătos dacă o mănânci o dată în 3 luni și dacă ai prins-o să o bati. Că frața asta, dacă o iei și o crești pe antibiotice... În curte, când nici nu facem mișcare, nu știu cât e de sănătoasă. Cred că și ele au sănătatea lor dacă nu fac sport sau... Cum? Dacă e să vorbesc pe teorie, eu sunt de acord și înțeleg lucrurile astea, dar în practică mi se pare viața unui vegetarian mult mai complicată. Trebuie să ai alegerea corectă. Nu, sunt niște deprinderi nocive. Pur și simplu sunt deprinderi. Care cât timp v-a luat să scăpați de deprinderile astea? Cât timp ați luptat cu... Sau bun, cât timp a fost poftă de o bucată de carne? Da, pofte vin și acum mai vin, poate. Dacă mergi prindeva pentru lângă un local și mirosul ăsta de grăsime, care subconștient, iarăși, omul cum percepe grăsime și duce. Asta e tot și gata. Simți asta, mănânci orice, nu contează ce e acolo. Mănânci o tonă de glot cu ulei și poți să mănânci. Omul nu-i trebuie nimic. Creierul se blochează după mirosul ăsta. De asta normal că sunt poftele astea, dar impulsurile astea pot fi controlate și bine, și treaba e că le controlăm și după aia nici nu mai vrei. Mâncat bine și nici nu mai vrei carnea asta și iar nu mai vine impulsul ăsta o perioadă. Dar e bine. E greu pentru gospodină să facă meniuri? Prima perioadă, clar, pentru că în general nu înțelegi acum ce trebuie să mănânci. Acum tu poți să intri numai în secția de legume și fructe? Era așa o perioadă când... Ok, și ce mâncăm mai departe? Comandăm ce de undeva, din America, ce fel de mâncare trebuie să fie asta?
zis, păi ok, noi la noi Moldova este atât de bogată în leguminoase, avem și linte de tot felul locală și fasole și năut și bunii, străbunii noștri chiar obișnuiau să mănânce, pentru că și țineau posturi foarte des, dar noi ne-am lenușit și mereu știm că este ceva gata la supermarket, dar într-adevăr am revenit. Fasolele sunt foarte gustoase și pot să le gătești în o sumă de mii de feluri. Generația părinților noștri foarte greu acceptă ideea copiilor de a fi vegetarieni. Eu cred că dacă ar vedea părinții noștri că hrănim copiii doar cu, nu știu, pâine, cu padeu vegetal, adică într-adevăr, din simplu principiu că nu vreau să-i dau, dar așa văd cât de variate sunt mesele, cât de creativi suntem în a mereu a inventa ceva nou, deci pe seama asta și mi-a... Când mergeți la părinți, au grijă să vă gătească mâncare fără carne? Da, erau sau acolo înghițiți în sec și mâncați ce erau vă pun pe masă? Era o perioadă când protestau, apoi s-au adaptat după noi și... Ok, până la urmă deja Iisus, care e mâncarea ta preferată? Eu tot te întreb pe tine că ești cu microfonul. Sună-mă! Ce-ți place ție să mănânci acasă? Sună-mă! Îmi place salată cu cartofi și cu iaurt. Îmi plac pastele. Pardon, salată de cartofi și iaurt. Eu vreau să concretizez că am și eu niște cavaleri de vârsta ta. Cartofi curățați, fierți, reci, da. Tăiați cu bulețe și da. Cu iaurt. Da. Iaurt de soia folosim. Și... Ce greu ar fi să-i convins să mănânce cartofi fierți, reci. Acum nu-mi imaginez. Și multă verdeață și... Verdeață, pătrunjel, mărar, tocat, da? Mie îmi place mărar. Mărarul cel mai tare e pătrunjel. Nu chiar foarte des mănânc, dar cel mai tare din verdețuri îmi place mărarul. Mărarul. Băi, ești super comod și econom. Și atunci când ai tu așa niște pofte mai sofisticate, ce vrei mami să-ți gătească? Bun, voi faceți la nivel de tarte, dulciuri, cumva, ceva vegane? Da. Sau în general copiii voștri nu mănâncă dulce? Le plac nucile, îți plac nucile, nu? Știi, prima perioadă așa era că vrei să înlocuiești și deserturile, deci neapărat deserturi, deserturi să nu pase. Am niște, imediat îmi imaginez că trebuie să fac sarmale să nu aibă carne, nu mai faci nicio friptură, faci salată de cartofi și nu ai tort la sărbătoare, știi? Dar apoi vine conștientizarea că atât de fain ne descurcăm și fără dulciuri, ceva neapărat să gătim, pentru că mâncăm nuci cu fructe uscate, fructele, fructul cel mai fain, cel mai natur desert care poate să existe și gătim deserturi foarte rar. Nu de alta, dar avem și o bunică care foarte mult s-a adaptat la ale noastre preferințe. E bunica lui Cristian? Da, este mama lui Cristian și îi place foarte mult să prepare pentru copii, mereu ceva foarte, foarte deosebit. Bănuiesc că e o provocare continuă pentru bunica. Mi se pare că voi sunteți niște aventurieri tare mari în viața asta. Și ați luat viața, nu ca pe o lecție, dar ca pe o provocare continuă și tot vă încercați limitele cumva, să văd dacă mai pot și asta face, dacă mai pot să rezist și aici. Eu aș vrea un pic să vorbesc despre școală, știu că nu vă place și nu o să ating tare mult subiectul, deși am avut în această toamnă niște familii superbe care practică homeschooling-ul și am zis că mă închin la răbdare pe care o au ei, pentru că eu, iată, după aceasta imprimare, nu știu cum ajung acasă și verific temele pentru acasă cu băieții mei, ca să mă dau mare și tare că ai mei merg la școală. Trebuie și voi să învățați continuu, pentru ca să fiți cei mai buni pentru puii voștri. Până la ce oră dormiți dimineața? Nu suntem matinali deloc. Că de asta e regimul greu la școală, că trebuie să trezești copiii. Trebuie să crească și au nevoie de somn, dar cred că majoritatea copiilor nu și-au somn. Și pe urmă sunt nervoși și nu mai învață nici bine la școală din cauza asta. Și în primul rând, sistemul care să stai pe scaun un copil nu este natural absolut. Tu să stai 45 de minute încleștat pe scaun. Asta e ceva incredibil. Ei, îți dai seama ce bine pentru părinți? L-ai trezit dimineața, l-ai îmbrăcat, l-ai dus la școală și până la
ora 1, n-am treabă. Da, fac asta orice e foarte convenabil. Care grijă școala de ei. Asta e foarte convenabil, într-adevăr. Da, pentru asta am impresia că e și făcut, cred că doar pentru asta. Eu nu văd niciun avantaj pentru copii aici, doar pentru părinți, că l-a lăsat și nu-și bate cap. Nu știu dacă simți vinovăție ceva ce aș vrea să transmit oamenilor, dar probabil fiecare părinte trebuie să simt un pic vinovat că îl lasă la școală pe atâtea ore și nu-i acordă timp și când vine acasă trebuie să-i acorde tot timpul, să lasă măcar telefonul într-o parte, să lasă tot, să stea de vorbă cu el, să-l asculte pe copil, să vorbească, sunt interesele lui. Dar noi creștem oamenii ca roboții. Am pus pe scaun și stau 12 ani sau 15 ani cât merg studiile astea, stau pe scaun, încleștați, nenatural, nesănătos. Treaba e că da, avem ca așa o lumea noastră, familia noastră, în care ne simțim foarte complet. Suntem cei mai buni prieteni unul pentru altul și... Așa e, însă nu familie mereu, cam așa. Eu cred că noi aici trebuie să punem punct la prietenii din această familie, la lumea voastră mică și frumoasă, la globul vostru de cristal, pe care îl păstrați ca ochii din cap și aveți grijă ca nimeni să nu pătrundă din afară să dea cu degetul ca să-l strice. Eu vă doresc să păstrați această armonie frumoasă care există între voi și să fiți un exemplu demn de urmat pentru familiile tinere care își doresc cumva să-și crească copiii altfel, dar nu au curajul, pentru că, vezi, Doamne, mai mult contează ce o să zică vecinii și neamul decât ceea ce simțiți voi. Voi ați avut curajul să vă creșteți copiii așa cum simțiți și lucrul ăsta chiar este frumos. Să fiți sănătoși și să ajungeți cu bine la Crăciun. Iar celor de acasă, simplu ca de fiecare dată, iubiți ceea ce aveți în preajmă pentru ca să puteți fi cu adevărat fericiți. O seară bună tuturor!